Se anunță schimbări în privința cărții de identitate. Noutățile se referă la oamenii străzii, care trebuie luați în evidență de autorități. Astfel, primăriile vor avea obligația să furnizeze celor de la evidența populației o adresă ce reprezintă domiciliul acestor persoane. În caz contrar, nu vor putea obține actul de identitate. Sunt foarte mulți oameni ai străzii care se confruntă cu o problemă în ceea ce privește lipsa unei adrese de domiciliu. Practic, prin această lipsă a adresei există și o absență a actelor de identitate, ceea ce înseamnă că în multe cazuri persoanele nu pot beneficia de servicii medicale, educaționale sau sociale. În acest sens, prima femeie deputat de diaspora a pus în aplicare un proiect de lege care obligă primăriile să furnizeze evidenței persoanelor o adresă care să servească drept adresa de domiciliu pentru persoanele respective. Senatul a aprobat proiectul pentru a putea veni în sprijinul persoanelor care se află în această situație. Parlamentarii spun că este necesară găsirea unei soluții pentru cei care își duc viața pe străzi. Este un proiect foarte bun, a fost votat de către toți colegii senatori și la momentul care a trecut de Senat, este un proiect care a trecut de Senat, acum se află la Camera Deputaților. Practic, una din modificările legislative prevede ca OAT-urile, așa cum spuneți și dumneavoastră, să notifice evidența populației cu adresa la care vor fi luați în evidență oamenii aflați în dificultate. În cazul în care nu fac acest lucru, pe buletinele, pe cartea de identitate a respectivă persoane va fi trecută adresa primăriei. Este un prim pas, să spunem așa, spre rezolvarea acestor probleme. Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărții de identitate. Pentru cartea provizorie, termenul de valabilitate este de un an. Actele se depun la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reședința.